Hei, dragilor, astăzi vorbim despre floarea sezonului, Crăciunița. Este absolut minunată și o găsim mai peste tot, dar la cât este de frumoasă, atât este de pretențioasă. Această plantă este originală din America Centrală, unde temperaturile pe toată perioada anului sunt ridicate. Aztecii foloseau frunzele acestei plante pentru a vopsi hainele, iar seva o foloseau ca și medicament pentru a trata febra. Atunci când cumpărați o asemenea plantă, trebuie să fiți atenți la următoarele aspecte. Planta a fost ținută într-un loc călduț, dat fiind că este sensibilă la temperaturile scăzute, trebuie să o luați într-un loc unde este cald. Totodată nu cumpărați plante care sunt ofilite, că nu-și mai revin cu siguranță, sau plante care vedeți că florile sunt deja ofilite. După ce o cumpărați, asigurați-vă că transportul până acasă va menține temperatura pe care ea o avea în magazin, iar temperatura din casă să fie apropiată de temperatura din magazin cel puțin câteva zile. Cu alte cuvinte, această plantă urăște schimbările de temperatură și schimbările de loc. Odată ce ați adus-o acasă, nu-ți schimba foarte mult deloc. Cât despre locul unde trebuie să o țineți, neapărat să aibă foarte multă lumină indirectă pe perioada când ea înflorește, asta însemnând din luna noiembrie până în luna martie, cam așa ea înflorește, iar după o puteți ține și la un loc mai întunecat, chiar are nevoie de mai puțină lumină când ea nu este înflorită. Știm că nu este înflorită când nu are culoare, când frunzele sunt doar verzi. Totodată nu-i place vântul, deci trebuie să o puneți într-un loc unde nu sunt curenți de aer. Eu am, de exemplu, două în bucătărie și una în sufragerie, în locul de unde țin eu multe plântuțe. Cât despre udat, aici nu avem probleme, nu e delicată, chiar o plantă care ține foarte bine neudată. Pur și simplu o lăsați să se usuce în totalitate substratul ghiveciului, băgați degetul, vedeți dacă este uscat, atunci este momentul să o dați. O dată pe săptămână, ceva de genul, chiar și la mai multă distanță, pentru că nu-i place foarte mult umiditatea din ghiveci. Deci testăm întotdeauna cu degetul, când pământul este uscat în totalitate, e momentul să o udăm. Undeva la o săptămână jumătate, pe perioada când ea este înflorită, iar pe perioada când nu înflorește, mai rar. După perioada de înflorire, încet, încet, frunzele și florile vor cădea, poți să o și tunzi și o menții pentru anul viitor. Ceea ce trebuie să facem este să nu o schimbăm de ghiveci atunci când o aducem acasă, e foarte important. Schimbarea de ghiveci se face în lunile calde ale anului, undeva prin iunie, iulie, august, chiar și puțin mai devreme, dar până atunci nu se umblă la ghiveci. Dacă ai primit-o, o lași așa, doar îi înfrumusețezi ghiveciul, eu știu, cu un recipient frumos, ceva de gen, uite cum am făcut-o și eu aici, dar nu se schimbă de ghiveci, mai ales cât timp este înflorită. O mai fertilizăm din când în când, fie cu coajă de banane, fie cu apă de orez, dar o lăsăm acolo în ghiveci până îi cad toate frunzele, toate florile. Evident că aveți două opțiuni când îi cad frunzele și florile, fie o aruncați, fie o țineți așa câteva bețe cu câteva frunzulițe până la anul. Este exact ca bolta, ca vița de vie. Îi cade frunza, o tundem și o lăsăm să reînvie anul următor. Multă lume spune despre Crăciuniță că ar fi otrăvitoare, trebuie să știți că este doar un mit. În schimb, planta secretă o sevă lăptoasă numită latex, care la anumite persoane poate provoca alergii. Din acest motiv ar trebui să purtați mănuși când o manipulați, când vă jucați cu ea. Puneți-vă mănuși că nu se știe dacă aveți alergie la această substanță lăptoasă sau când nu. Vine vorba de soiuri, sunt o grămadă de soiuri. Eu am trei soiuri, mai precis una roz, una roșie, cea clasică, și una aurie, aș numi eu, că nu-i nici gălbioară, nici albă, dar sunt și crăciunițe pestrițe, care sunt absolut adorabile, și crăciunițe albe în totalitate, deci puteți găsi o multitudine de culori pe piață. Important e să știți să le aclimatizați, să le țineți și să le cumpărați dintr-un loc potrivit, pentru că un început bun cu acest tip de plante este locul de unde o cumpărați. Și astea fiind spuse, sper să vă fie de ajutor acest video în îngrijirea Crăciuniților, dat fiind că suntem în sezon. V-am pupat!